Ce tare! E ziua mea de naștere! Sper să mi se îndeplinească dorințele! Păi, te ajut eu! Astea sunt primele tale cadouri! Oh, wow! Nu trebuia să faci asta serios! Stai! Majordom, arată-i! Exact! Ți-am cumpărat o păpușă personalizată în mărime reală! Fix ca tine! Nu vine să cred! Wow! Mulțumesc foarte mult! Wow! Uite, merge! O să pornim ca să o poți vedea! Ah, face aceleași mișcări ca mine! Mă bucur mult că-ți place noua ta păpușă! Wow! Ce ciudat e! Face exact ce fac și eu! Ce chestie interesantă și uimitoare! Hai să dansăm puțin! Oh, nu! Cred că m-am mișcat prea intens! Oh, cred că s-a stricat! Majordom! Majordom! Păpușa și-a pierdut controlul! Vai de mine, ce rău îmi pare! O să o iau de aici imediat! E în regulă, e totul ok, se ocupă majordomul! Alegeți un iaht în locul păpușei dacă tot s-a stricat? Nu știu ce să zic! Poate unul dintre astea? Nu? Atunci poate-ți place ăsta? Nu cred, nu-mi place! Oh, wow, ia uite, e absolut perfectă! Ce tare! Îmi place această flamingo gonflabilă! Domnișoară, sigur nu vreți un iaht în loc? Mulțumesc! Ești cea mai tare! Și ăsta-i dormitorul meu! Ah, și uite și majordomul care îmi probează toate bijuteriile! Așa, acum majordomul o să-ți ofere o transformare de milioane! Da, bun, luați un loc aici! O să ne distrăm foarte tare! În regulă, distracție plăcută! Trebuie să încercați brățara asta! Oh, și colierul ăsta de perle! O să aveți nevoie și de câteva dintre inelele astea! Stai puțin, mă duc rapid la baie! Iu, ce bine e! Ce baie frumoasă! Evident, doar e bogată! Oh, nu! S-a terminat toată hârtia igienică! Ah, poate pot folosi dușul! Wow, e din aur solid! Ia să-l testez înainte! Ah, ce sus am zburat! Of, mi s-a cam făcut foame! Ah, se rezolvă imediat! Majordom, ce ziceți de niște taco? Nu cred! Ok, poate sushi? Nu? Ok! Cotlete de porc? Da, aveți dreptate. La ora asta ar fi o masă prea consistentă. Oh, da, spaghete! Ar fi geniale! Perfect! Veniți cu mine să luați prânzul! Sunteți gata? O să mâncați în scurt timp! Wow! Ce sus zburăm! Wow! N-am mai mâncat niciodată spaghete în Italia! Da, te cred! Hai, poftă bună! Mmm, arată delicios! Sigur sunt și gustoase! În gură cu voi! Vai de mine, sunt super delicioase! Da, ai dreptate! Sunt chiar bune! Și e un mod încântător de a petrece după amiază alături de o prietenă! O să ling farfuria! Au fost foarte, foarte bune! Ah, ce flori frumoase sunt aici! Ce proaspete sunt roșiile astea! Mă scuzați, domnișoară, e cumva invitata dumneavoastră? Ce mult îmi plac florile astea! Oh, nu, nu le pot culege! Îmi pare rău! Nu poate rupe așa florile! O să vă rog să plecați! Ce zici de cecul ăsta? Nu, îmi pare rău! Nu accept mită! Wow, stați puțin! Cumpărați tot restaurantul? Asta schimbă situația! Rupeți câte flori vreți, domnișoară! O să arăți genial decorat așa cu flori! Știți ce? Aveți dreptate! Îmi plac mult de tot florile astea! De ce durează atât de mult? Părul îmi stă perfect, grăbiți-vă! E oribilă! Mi-a rămas prânzul în aparatul dentar! Mama nu poate să pună așa ceva pe berete! De asta trebuie să te speli pe dinți des! Trebuie să-mi strălucească dinții! Zâmbetul perfect de Hollywood!
De parcă îmi pasă de ziua pentru poze. Pe cine păcălesc? Voiam doar să fiu frumușică. Ia-mă în brațe. Te cunosc? E ok. Nu-mi place să zâmbesc. Arătam atât de rău. Mersi, avem nevoie de asta. Mi-ai folosit puloverul pe post de șervețel? Pe bune? Ce scârbos! Tu urmezi! Haide! E doar o fotografie. Oh, ce bine arată! Hei, ia-ți singură un ramen? Poftim? Nu, vreau lingura ta. Mersi! Cui trebuie o lingură? N-am toată ziua la dispoziție. De ce ai o lingură? Aia e o cameră foto scumpă, dar are nevoie de o îmbunătățire. Pune câteva elastice în jurul obiectivului. Apoi bagă lingura pe sub elastice. Ai grijă să nu strici camera. Mai pune două linguri pe lateralele obiectivului. Ești gata pentru prim plan. Poftim! E grozav! Vezi să-mi surprinzi partea frumoasă? Ce ramen bun! A ieșit fix cum am plănuit! Poți să-ți iei lingura înapoi! Ok! Un prânz delicios și sănătos! Exact ce-i trebuie unei fete în creștere! O să-i fac ghiozdanul! Cărțile ei! Ce multe sunt! Jennifer! Bună, mamă! Apciu! Ăla a fost... un strănut? Te simți bine? Sunt bine, mamă! Trebuie să fim foarte grijuli! Gura mare! Nu! Mamă! Nu sunt convinsă! Ok, am auzit destul! Se pare că este o treabă demnă de mămica asistentă! Chestia asta o să te scape de mucișorii ăia! Mamă, mă gâtilă! Trebuie să ne asigurăm că îți e cald! Au! Mamă, ce faci? E timpul să te duci la școală! Mersi! Sunt atât de obosită, dar trebuie să mă trezesc! Oh, nu! Am întârziat așa rău! Mama! Chitara, frate! Mama, am întârziat la școală! Trezește-te! Of, mami a petrecut cam tare azi noapte! Cum am ajuns acasă? Totuși, a fost o petrecere grozavă! E foame! Ce e mirosul ăla? Tare! Fix de ce aveam nevoie! Mama, n-am nimic pentru prânz! Uite! Și ce vrei să fac eu? Dar ăsta e micul meu dejun! Bine, ia-l! Atât? Mereu faci așa? Ok, dă-mi chestia aia! Mulțumită? Nu! Asta nu e un prânz! E o mizerie! Care-i problema ei? Bun, a plecat! Acum pot să dorm! O rochie albă? Cine ar purta așa ceva? Uite, mamă! O să coc ceva! O să iasă delicios! Ce? Da, bagă mare! Mai întâi am nevoie de ingredientele și ustensilele mele! Cred că astea sunt toate! Stai! Mamă, ce fac acum? Cred că le amesteci pe toate. Asta fac la televizor. Nu pare prea complicat. Deci amestec totul. Hei, e distractiv! O să adaug laptele. Acum și făina. O să strănut. E doar un mic muc. O să fie ok. Uită-te la mine, gătesc! Faci mizerie. Acum să amestec nițel. Arată bine. Mamă, e ok? Face o treabă grozavă. Acum fă liniște. Mămica citește. Mersi. Pare gata. E timpul să merg în cuptor. Prima mea prăjitură. Sper să fie gustoasă. A fost uimitor. Cred că vreau să devin un șef. Mă întorc imediat. Ce e mirosul ăla oribil? Miroase a... ars. Ce se întâmplă acolo? Cred că văd. M-a durut. Jasmine! Deci, secretul e să fii pregătită înainte să te apuci de gătit. Să ai toate ingredientele pregătite. Cred că astea sunt toate. O să începem cu oul. Lovești ușor oul cu o furculiță ca să-l spargi. Nu vrem nicio coajă. Pot să încerc? Normal că poți, draga mea. Doar o lovitură blândă.
Poftim, furculița! Wow! Uite cum curge! Bravo, scumpo! Hai să adăugăm laptele! Toarnă-l acolo! Așa? Bravo, fetița mea! Și acum restul ingredientelor! Gătitul e distractiv! Se pun și ele! Ups, am făcut mizerie! Nu-ți face griji, se mai întâmplă! Ok! Opa! Bravo! Acum amestecă-le pe toate! E atât de palpitant! O fac, mami! Hai să punem aluatul în forme! Încetişor! Arată delicios! Trebuie să le coacem! Poți să faci tu asta, mami! Ura! Trebuie să pornim cronometrul! Mi-a venit o idee! Ador să petrec timp cu tine! E o inimioară, mami! E perfectă! Brioșele noastre sunt gata! Da! Și miros incredibil! Poftă mare, scumpo! Ce? O știre de ultimă oră? Ce mai va? Uite, iubitule! Săraca fată a fost găsită într-un tomberon! Nu are părinți? Poate fi adoptată? Alo? Da, o adoptăm noi! Ne-a sosit fetița! E prima zi din noua noastră viață! Sorocuța de tine! Ești în siguranță aici, scumpa mea? Poți să-mi spui mami? Bun venit acasă, scumpa mea! Scumpo, ești pregătită să-ți primești cadoul de ziua ta? Asta e tot? Oh, acum e mult mai bine! Ce strălucitoare sunt! Mersi! Îmi vin mănușă! Să înceapă distracția! Echipamentul ăsta nou e mortal! E o artă să te aranjezi puțin între ore. Dar când vine vorba de tușul lichid, e o altă mâncare de pește. Ușurel? Vai! A fost un accident! Îmi pare rău! Grozav! Demachiantul ăsta sper să facă minuni. Mă simt oribil! Hei! Ia uite ce unghie are radiera asta! De ce să n-o folosim? Începe prin a tăia colțul radierei. Acum pune lipici pe vârful unui bețișor și lipește bucata aia de radieră. Stai să se usuce puțin. Să testăm nițel chestia asta. Acoperă-o cu tușul de ochi. Și cu ajutorul unei oglinzi, ștampilează-o și trage-o de preapa ta. Arată bine, nu-i așa? Și aceeași bucată merge pe ambele pleoape. Oare make-up artiștii știu de trucul ăsta grozav? Cum arată? Perfect! Cine ar fi știut că e așa versatilă chestia asta? Mmm, ciocolată! O să păstrez! Sau poate nu! Am nevoie de niște haine noi! Unde e coșul ăla mare de gunoi? Aha! Ăsta arată mai rău ca hanoracul meu! Oh, scumpa mea! Sunt murdare! Vino înapoi! Te duc la shopping, ok? Te-am prins! Nu mai căuta prin gunoi, bine? Îți cumpăr eu tot ce-ți trebuie! Da? Alo? Avem nevoie imediat de haine! Nu, e urgent! Wow! Sper că ajung! Pare a fi mărimea ta! Îmi place să te văd zâmbind! O să aștept! Wow! Parcă ai fi o prințesă!
Nu e așa că arată minunat? Atâta timp cât are buzunare. Ah, asta o să o trezească din somn pe micuța domnișoară. Bună dimineața, e timpul să începe o nouă zi, ca să nu ai picioarele reci. Papuci de casă, bagă-ți piciorușele în ei. Sper că ți-e foame, micul dejun e gata, dar mai întâi trebuie să te speli pe dinți. Poftim periuța de dinți, domnișoară, sper că-ți place pasta de dinți aurită. Așa o să arate viața mea de acum? Trebuie să am grijă de zâmbetul ăsta de $1,000,000. Stai puțin! Nimeni nu mi-a spus că avem un animăluț. Oh, ce pufos e! Sigur mor de sete, sper că-ți place laptele rece. Bravo! Hai, prinde-l! Nu ești foarte plină de viață azi, dar tot e mai bine decât deloc, cred. Oh, ce drăguț! Mă întorc imediat! Scumpa mea, cineva vrea să te cunoască! Prima ta pisicuță! Îi poți spune ce nume vrei! E adoptată, fix ca tine! Distracție plăcută, scumpa mea! Totul arată excelent! Poate ceva dulce la desert? Ce mult îmi place restaurantul ăsta! Au chiar orice aici? E incredibil! Arată pur și simplu extraordinar! Ești sigură? Ce slinoase sunt! Nu pot mânca așa ceva! Sunt alge de mare! Nu, nu mă ating de așa ceva! Miros a ocean! Cine-i papagalul ăla? O să primească un burger! Da, vreau și eu același lucru! E distractiv! Dacă spui tu... Mi-am revenit! Aici e fix comanda dată de Richard! Vai de mine! N-am mâncat niciodată un cartof pai! Ce mâncare interesantă! Ce-i ăsta? Fast food? Ce bun e! Încă două porții, vă rog! Wow! Aș putea să-i admir pentru totdeauna ochii căprui! Ce drăguț e! Aș putea urmări astea ore întregi! Scumpa mea, la ce te uiți? Iar ești pe contul de TikTok al lui Kevin? Scumpa mea? Da? Voila! L-am găsit pe Kevin! Da, eu sunt! Vrei să fii prietena mea? Poftim! Am auzit că-ți place ciocolata! Dar mai întâi hai să facem un clip pentru TikTok! Hai cu mine! Clipul ăsta o să devină sigur viral! Ce bine te-ai mișcat! A fost incredibil, scumpa mea! O facem! Ce e așa special la chipul ăsta? Deși totul arată mai bine când e de aur. Nu-ți face griji, se poate mânca. Dar tot îi lipsește ceva. Nu mai vreau chifla. Oh, ar sări după orice. Ăsta e mai pe gustul meu. Vrea cineva niște șervețele de hârtie? Așa. M-a durut! Eu de ce am primit doar chestiile astea? Clar o să fie mai bune dacă le prăjesc! Vai de mine! Ai mai văzut vreodată atât de mult aur într-un singur loc? Ah, ce-i cu mirosul ăla îngrozitor? Nu știu! Pâinea mea prăjită! Am uitat-o acolo! Oare o să mai aibă un gust bun? Dar nu-mi permit să o irosesc! Cred că mi-a mai rămas niște carne de la prânz. E mică, dar e mai bună decât nimic. Așa, poftă mare! Ce drăgălașă e!
Ah, majordom! Transform chestia asta în mâncare. Hei! E gata? Ah, haide măi! E aur curat! Nu-mi rup dinții în așa ceva! Copiii mei adoră chestia aia! Ah, mâncare! Mă rog, cred că e mâncare! Nici gând! E cam ofturoasă, nu? Hai să dăm cărțile pe față, bine? Un cornet de înghețată fără înghețată! Oh, ai apărut atât de repede! Toppingurile dumneavoastră, domnișoară! Arată uimitor, nu-i așa? Dar fără înghețată! Stai, știu ce pot să fac! Toată lumea să intre acolo! Și apoi? Ciocolată topită, normal! Umplem cornetul! Și apoi punem deasupra o gogoașă! Ai mai văzut vreodată o asemenea frumusețe? Eu n-am așa ceva! Chiar ninge afară! Normal! Revin imediat! Unde pleacă? Hei! Toată zăpada asta e gratis! Îți vine să crezi? Trebuie doar să o modelezi nițel! E drăguță, nu-i așa? În fine, a mea o să câștige sigur runda asta! Wow! Zici că e ziua mea! Hai, frate, o urăște! Îmi plac gogoșile! Și avem o câștigătoare! Oh, cu plăcere, scumpo! Ești gata? Fructe? Strugurii nu sunt interesanți! Ea a primit un pepen întreg! Ha? Mersi! Ce amuzant! Ce să fac cu chestia asta mare? Știu! Lingură? Drăguț! Clește? Tel? Aproape am terminat! Iu! Superb! Cine nu adoră un tort imens? Oh, da! Tina? Ok, ești pregătită? Vine! Am prins-o! Super! Poftim! Hei! Nu vrei tortul ăsta? Adică, uită-te la el! Bine! E efectiv ridicolă treaba asta! Mereu îmi las copiii să se joace cu mâncarea lor! Ok, e doar un curs de gătit! Poți să faci... Ușa... Scuze, stați să... Așa, ignorați-mă! Cred că am tot ce trebuie! Hai! Bună! Ingredientele dumneavoastră, doamnă? Eu, ce-i aia? Sunt chiar aici! E timpul pentru examenul de la cursul de gătit, sau, mai bine spus, competiția de gătit! Habar n-am de ce sunt aici! Bani? Doar atât? De parcă mi-ar păsa! Brânză? Ok, cred că mă pot descurca! Aha, știu! Norocul meu că am bețișoarele astea de la înghețată! Bagă bețișoarele de înghețată în bucata de brânză! Apoi taie brânza în trei! Uite așa! Înmoaie brânza în ou, apoi în făină! Și la final, în pesmet! Scufundă bucata de brânză în ulei încins! Mișcă brânza cu grijă până când se rumenește! Ce bine arată! Acum să montăm farfuria! Chiar arată bine! Un pic de ajutor! Ups, scuze! Nu știu de ce te plătesc! Alo, am nevoie de ajutorul tău! Poftim, sunt în vacanță! De ce n-ai zis așa? Mă ocup! E timpul să mă apuc de treabă! Trebuie să mă îmbrac! Am șters-o de aici! Unde pleci? Revin curând, nu ești maică mea? Îmi fac și eu griji, dar ok! Cât de palpitant! Ca pe vremuri! Hei, ea e? Da! Ok, o să fie simplu! Se pare că ești ocupată! Psst, dă-mi banii! Nu sunt ieftin! Doamne! Unde ți-e preparatul? Ce șec! Poftim? Nu vine să cred! Ah,
Prânza mea a dispărut! Ce creație culinară! Minunată! 10 cu felicitări! Pentru mine? Vai, mersi! Nu-i corect! Niciodată nu scap de paparații! Ok, încă o poză și gata! Ce candidați la adopție văd astăzi? Bună! Îmi pare bine de cunoștință! Ce audiție îngrozitoare! Serios? Niciodată nu mi-au plăcut filmele tale! Următoarea! Bună! Eu sunt Mia! Sunt diferită de alte fete! Dovedește! Uite ce trăznită sunt! E plictisitoare! Următoarea! Bună! Alege-mă pe mine! Cine a spus asta? Aici, jos! Bună! Eu sunt Julie! E prea mică de înălțime! Ce nepoliticoasă e! Urăsc procesul ăsta! Îmi place întunericul! Nu, e prea ciudat! Ce dubios e! N-o să găsesc niciodată un copil de adoptat! Poate ar trebui să cumpăr o mașină! Ce se întâmplă? Aoleu! Ce se aude? Ai vreo problemă? Tu de unde ai apărut? Nu mai contează! Hai cu mine! Ok! Zâmbește în fața camerelor, dragă! Nu mai fi așa stângace! Fă-le cu mâna fanilor mei! Hei, ce distractiv e! Mereu înnebunesc când îmi dau părul pe spate! E o mișcare clasică! Pare ușor! O să încerc și eu! Au, mă doare gâtul! Un autograf? Ok! Îmi iubesc absolut toți fanii! Și eu ce fac? Stau aici așa? Hei, ai grijă! Poftim! Sper că-l vei prețui toată viața! Hai să mergem, scumpo! Trebuie să merg la baie! Da, noul meu film! E pur și simplu minunat! E apreciat de critici! Ea e fiica mea! O pot ignora și eu fac la fel! Au! Wow! Un hamster! Ce pufos e! Eu l-am văzut prima! E atât de special să fii mamă! Pardon! Pa, domnule hamster! E mai de preț decât orice premiu! Treci încoace! Sper să mai văd și alte animale pufoase! Ce de lumini! Mă dor ochii! Încearcă să pară elegantă! Așa e bine? Perfect! Stau cum trebuie, mama? Cred că am făcut alegerea greșită! Mai bine plec! Ce dimineață relaxantă! Stai! Oprește-te! Nu mă poți vedea nemachiată! Acum e mai bine! Nu-mi pot bate joc de reputația mea! Și, acum ce facem? Așa face stomacul meu? Mama! Mi-e foame! Chiar trebuie să mă ocup eu de toate? Unt? Ăsta-i micul meu dejun? E comestibil, ce-i drept? Ups! Mi-ai întrerupt sesiunea de selfie-uri! Gata! Ia-stea! Astea sunt toate ingredientele de care ai nevoie! Vrei să gătesc eu ceva? Ok! Cât de greu poate fi? N-am nevoie de o rețetă sau ceva? Nu contează? Nu! Ce distractiv e! Era să-mi dai cu făină în păr! Ai grijă! Îmi place gătitul! Cred că e suficient! Frișcă! Trebuie să agit bine! Sper că e bună la gust! Ia să verific! E bună! Oprește-te! Ce lipsește? Aha, ouăle! N-am încercat niciodată să jonglez! Mă capricep la asta! Nu cumva să îndrăznești! Ouăleu! Atenție! Era să mă lovești în față! Ups! Uite cum arăt! M-ai murdărit complet! Rochia asta e o creație de designer! Nu-i bai, te rezolv eu! Mai
ai nevoie de niște bomboane colorate. Serios? Chiar trebuia să faci asta? Patul meu confortabil. Ești încă trează? Mă gândeam că poate vrei o poveste de adormit copiii. Serios? Da, te rog, mami! Am cartea perfectă și un strop de praf de zâne. Orice prințesă are nevoie de o coroană. A fost odată ca niciodată o prințesă frumoasă numită Jennifer. Ok, domnule ursuleț, e timpul să ne culcăm. Ești așa de iubitor. Ce e scomotul ăla? Te rog să nu fii un monstru. Ok, pot să o faci. Bună, draga mea! De ce ar face așa ceva? Mama! Trebuia să-ți fi văzut fața. Mă gândeam să intrăm în atmosfera de povești. Păzea! Nu o să mai dorm la noapte. Ia uite! Sunt aproape gata. Vreau ca petrecerea asta să fie perfectă. Cred că asta e tot. Ups, să nu uit de coifurile de petrecere. Sunt atât de entuziasmată. Nu se poate, e pentru mine? Surpriză! Îți place? Îmi place la nebunie, mamă! Mua, mua, mua. Am ceva pentru tine, să nu tragi cu ochiul. Bine, mamă, promit. Oare ce-o fi? Poți să-i deschizi. Ta-da! Pentru mine? Oh, mamă, nu trebuia. Ok, dă-mi-l. Sper să-ți placă. O altă cutie? Ok, e distractiv. O cutie mai mică, roșie. Câte cutii sunt acolo? Nu e prea mare, nu-i așa? Habar n-are, deschide-o. Ok. Oh, glumești? O mașină? Mamă, serios? Ura! Asta e cea mai tare zi! Trebuie să pun poza asta pe rețelele sociale. Camera foto mă iubește. Te rog, dă-te de pe mine. Ok, fie, e ziua ta. Pune-ți o dorință. Așa, ține ochii închiși. O să iau eu chestia asta. Siguranța primează. Și ia niște tort. Știam că o să se întâmple asta. Vanilie? Înveselește-te. Oh, nu mai plânge. Uite, ți-am luat un cadou. La mulți ani. Chiar mi-ai luat un cadou? Wow! Există o prima dată pentru orice! Mersi, cred! E tare, hă? O să-ți stea grozav cu el! Niciodată nu ai prea multe haine negre în șifonier! Măcar a încercat! O să-l pun în dulap! Lângă celelalte! Trebuie să-mi cumpăr haine! Cartea asta e atât de interesantă! Oh, wow! Nu mă așteptam la asta! Uite-l și pe șoricelul meu de bibliotecă! Bună, mamă! Bună, scumpo, ți-am luat ceva! O deschidem? Wow, mersi! Dăm cartea aia! Nu avem nevoie de astea! O să facem o petrecere cu ceai! Ce drăguț! Putem să ne jucăm? Dorești niște ceai, Polly? Polly ar dori niște ceai, mulțumesc! O să pierzi, fraiero! Nu! Nu! Ah, ce ușor a fost! Haide, mamă, fii mai competitivă! Trișezi! Sigur o faci! Controllerul meu nu merge! Pare că merge normal! Încearcă legată la ochi! Ok, sunt necesare niște măsuri drastice! Mamă! Nu ești așa de isteață, a? Nu! Nu știu cum ai făcut aia, dar data viitoare eu o să câștig! Oricum nu-mi place jocul ăsta! Mult mai bine, am șters-o de aici. Unii dintre noi sunt adulți care au o viață. Pa! Nu știe deloc să piardă. Strică totul. Pregătită! Ce pot să fac cu ăștia? Oricum, sunt mult mai buni fierbinți. Dar îmi trebuie un pic de ketchup. Mult ketchup. Dezgustător. Sunteți pregătite, mânuțelor? Să trecem la treabă. Crevuri știi mici au nevoie de mâini mici. Oh, mersi.
Intrați acolo! Vine acuș o roșie proaspătă, mult mai bună decât ketchupul. Ar fi fost bun un cuțit. Hai de desfăte! Așa, sos de roșii proaspăt stors. Să nu uităm muștarul. Mă rog, muștarul cu aur. O linguriță e suficientă. Perfect! Nu merge fără un ornament. Al ei arată atât de apetisant. Hai, ia-le! Hot dog! Ăștia sunt fără chiflă? Ah, mi-ai citit gândurile. Să vedem. Nu-i rău. Îi place, vezi? Acum să trecem la bestia asta. Miroase delicios. E atât de gustos. Bravo! Se pare că mama bogată a câștigat runda asta. Ce urmează? Ta-da! Frișcă? Alo? Un pic de ajutor? Pot să transform chestia asta în ceva comestibil? Mersi mult! Cred că e plăcut! Ce pot să fac cu asta? Fac mereu chestia asta acasă! Ceaiul e ieftin până la urmă! Mai întâi, un pic de lapte! Apoi se pune ceaiul negru. Uite culoarea aia, caramel! Și deasupra pun ce e mai bun. Nu-i așa că e o frumusețe? Să pun și ciocolată. Fursecurile costă mai puțin. Zahăr să fie! Nu le întrece nimeni la prețul ăsta. Deja simt gustul dulce. Un strop de culoare. Deja arată mult mai bine. Wow, superb! Și marele final! E timpul să presărăm. Culorile astea fac să fie totul distractiv. Unde e băutura mea? Shake-ul dumneavoastră, domnișoară? Wow! Nu-i rău pentru ceva făcut acasă? E super dacă împrumut chestia asta? Ce bine că a mai rămas multă! Wow! Nu crezi că ajunge, Mindy? Chestia aia e mai înaltă ca tine! Capodopera mea! Cireașa aia e cam grea! Nu trebuia să se întâmple asta! Și mi-a stricat părul! Acum uite ce groaznic arată! Asta e! Să vină chestiile dulci! Nu pot să mă abțin când văd o cireașă! Cred că e obișnuită! Super! Am nevoie de un pai pentru asta? Să vedem! Oh, da! Clar asta e câștigătoarea! Da! Adoră băutura! Știam eu! Mai am puțin și-mi termin tema! Oh, nu! Am greșit ceva! Am nevoie de o radieră! Poftim, scumpule! De cât timp stai acolo? Sunt mereu aici pentru tine, scumpule! Ce bine am dormit! Lapte și biscuiți! Dar am nevoie de un pahar! Unde le ține mama? Poftim! Puțin! Ah, bună, Jared! Ce ciudată e! Nu cred că mai vreau lapte cu biscuiți! Ce drăguță ești, Naomi! Ah, ce romantic ești! Wow, acum e momentul! Primul meu sărut! Ea e cumva mama ta? Mamă! O să iau trandafirul totuși! Băiețelul meu crește mare! Vreau să surprind momentul! Cred că ar trebui să-ți dau ăsta! Mersi! Oh, pe ăsta nu l-am mai văzut până acum! Clasic! Ah, hei! Ia uite! Mua, ce drăguț e! Ah, ieși odată! Cred că avem nevoie de o perie nouă! Mă poți ajuta puțin? Mamă! Ce amuzant e tipul ăsta! Hei, mamă! Aoleu! Ce rafală de vânt puternică! Serios? Nu are nicio reacție! Trebuie să iau măsuri drastice! Mă ignoră în continuare? Bine! Nene, ți-am luat bomboanele! Stai puțin! Poftim?
Ah, chiar a funcționat! Mamă, am nevoie de ajutor! Ok, vino încoace! Sper să nu mă păcălești! Dă-o încoace! Hoțoman mai ești! Ce-ai în păr? Asta încercam să-ți spun! Nu-mi vine să cred că mi-a căzut un dinte! Sper să mă viziteze să n-am o seluță! Abia aștept! Ups, trebuie să sting lumina! Acum o să visez frumos! Am auzit că am de ridicat un dinte! Îmi trebuie o baghetă magică nouă! Aha! Uite dintele! O să-l păstrez în siguranță! Unde am pus banii? Ah, o să-i bag asta supernă! Nu, mami, nu vreau să merg la școală! Te rog, nu te trezi! Fiu, era cât pe ce să mă vadă! Aia a fost zâna măseluță? Serios? Rezolv eu imediat! Alo, zâna măseluță? Avem o problemă! Zâna măseluță își cere scuze! Pune-l jos! Așa! Acum sunteți fericită? Așa mai vii de acasă! O să vă ajut să-l descărcați! Toate astea pentru un singur dinte? Wow! Gata! Mulțumesc pentru ajutor! Ahem. Îi meriți din plin! Pe curând! Pa! Băiatul meu merită tot ce-i mai bun! A meritat să-mi sacrific dinții? Vampirul s-a strecurat în cameră, iar mama cea șmecheră l-a bătut din câteva lovituri de karate! Aciu! Sper că n-a fost un muc! Ăsta e un dinte? Wow, ce nebunie! Stai așa, putem face bani cu dintele ăsta! Bravo, Liam! Noapte bună, mama! Yuhu! Am auzit că cineva are un dinte pentru mine! Oh, ce drăguție! Unde-i dintele ăla? L-am găsit! Pare un schimb corect! Trebuie să discutăm puțin! Poftim? Tu cine ești? Dăm tot ce ai asupra ta! Ok! Nu e rău deloc! Și restul! Haide, altfel îți tai aripile! Continuă! Super, acum pot deveni prințesă! Gata, Valea! Mulțumesc! Și să nu te mai prinde aici! Zâna măseluță a fost darnică! Cred că astea-i ajung! Oh, ce liniștit doarme! Wow, ce interesant! Așa, mănâncă-ți mărul! Ce băiat cu minte! Trebuie să mă ascund de Jared! Trebuie să plec! Eu nu m-a văzut! Oh, nu! Și-a uitat rucsacul! Nu-i bai, te salvează mami! Ah, nu știam asta! Unde mi-e rucsacul? Nu-l mai am în spate! Oh, nu! O să-l las aici! Trebuie să mă întorc după el! Hei, rucsacul meu! Cum a ajuns aici? Nu înțeleg nimic! Nu mai contează! Bine că l-am recuperat! Ce ciudat! Mami are mereu grijă de tine! Misiune îndeplinită! Cred că am luat totul! Mama, am plecat la școală! Mamă, unde-o fi? Mamă, ești aici? Hei, mamă! Mami? Mamă! Ups, nu știu unde e! Trebuie să plec! Piu, ce zi am avut! Stai, mama nu e nici acum acasă? Ar trebui să o sun! Hai odată! Asta da viață! Hei, scumpule! Ești în vacanță cumva? Te întrerupi! Pa! Trebuie să-i blochez numărul! O să mă bronzez bine de tot! Wow, mamă! Uită-te acolo! Ce e, scumpo? Uii! Sucul ăsta-i bun! Ah, e gol! Trebuie să-mi iau altul! Să mergem, mamă! Ok, dar să ne grăbim! Ah, ce frumos e să stai jos și să te relaxezi! Sucul ăsta chiar e gol! Voiam să-l gust! N-are nimic, scumpo! Poate am cum să te ajut! Am niște apă! Apa e plictisitoare! Ah, ok! Știu!
Am niște sirop de căpșune. Pot să-l pun în apă. Să nu vadă Annie, cred că ajunge. Mamă, ce faci? Vreau suc. Am încercat. Viața e atât de crudă. Stai, cred că știu ce să fac. Pot să folosesc cutia asta de suc. O să o tai în două și apoi o să pun apa în interior. Annie nu o să afle niciodată. Merge. Annie, ăsta e pentru tine. Serios? E grozav! Mersi, mamă! Nici o problemă, scumpo. O să iau inelul ăla, te rog. Bijuteria aia e așa frumoasă! Nici nu pot să-mi imaginez cum e! Înțeleg! Oare aș putea să o ajut? Da! Hei, am o surpriză pentru tine! Garoafa asta mă face să mă gândesc la tine! Vai, cât de drăguț! În plus, am inelul ăsta pentru tine! Doamne, nu pot să cred! Ok, sunt gata! Ok, uite-l că vine! Așa! Un vis devenit realitate! Trebuie să fac niște poze! Ești cel mai tare! Ok, cu grijă, cu grijă! Scoate-mi inelul ăsta, idiot! Wow! Bella? Sunt bine, dar demnitatea mea a suferit. A fost așa de jenant! De ce am purtat tocuri? Sau mai degrabă, de ce e fusta asta așa de lungă? Hei! E drăguță! I-ar trebui ceva în talie, totuși! Bingo! Colierele frumoase pot fi curele grozave! Și uite așa am o ținută nouă! Cum arăt? Super chic, nu-i așa? Ești gata? 1, 2, 3, start! E cumva o glumă? Unde-i mâncarea? Wow! O conservă? Asta-i tot? Trebuie să ghicesc ce conține. Sper să ai mai mult noroc data viitoare. Plicuri aurii. Ia să vedem ce conține. Ce-i asta? Ce grețos! Bleah! Glumești, nu? M-am prins, e ziua ta! Ia să vedem ce conține asta. Hai odată! Iu, ce greu a fost! Cum poți mânca așa ceva? Le desfac și pe celelalte. O să iasă un tort aniversar delicios. Ar trebui să fie distractiv. O să netezez carnea din conservă. Merge bine? Vreau să arate apetisant. O să-l decorez cu biscuiții ăștia pentru căței. Gata, un tort aniversar pentru un cățel. Ce idee bună de afaceri! M-aș putea îmbogăți. Arată extraordinar. Tu cum te descurci, Sunny? Am terminat în sfârșit. Nu, are formă de caca. Sper să fie mai bun decât pare. Am o idee. Aurul crește întotdeauna valoarea. Sper, o să-l pun fix aici. Wow, ce bine arată, Lily. Ce interesant arată farfuria ta. Ok, hai să vedem cine câștigă runda asta. Am o presimțire rea apropo de asta. Îi place tortul meu! Am câștigat? Eram sigură! Ce bine e! Sunt singură în piscină! Hei, scumpa mea, ți-am făcut ceva de mâncare! Nu mi-e foame!
Dar e combinația ta preferată! Nu vreau nimic! Ia doar o gură! Le-am făcut special pentru tine! Nu, lasă-mă să not! Pot sta aici toată ziua! Iu, am înnotat, nu glumă! Serios? Gustă puțin! Lasă-mă în pace! Nu cred! Cred că n-a fost o idee bună! Am o idee! Am nevoie de o baghetă din spumă pentru piscină! Acum o să tai în două! Fix așa! Pasul următor! O să pun lipici fierbinte peste zona plată! Pe ambele laterale! Pentru a fi sigur că stă bine, avem nevoie de mult lipici! Cred că e suficient! Acum lipește spuma de un coș cu mâncare! Apasă bine ca să se lipească! Trebuie să mă asigur că plutește, deci o să-i acopăr fundul cu fragmente de spumă! Dacă nu ieși din piscină, atunci vine mâncarea la tine! E gata să plutească! Navigare plăcută! Ce-i asta? Wow, e extraordinar! Oh, mănâncă! Ce bun e! Mersi, mamă! Ce mult mă bucur că-ți place! Ce bine! Ești gata să mergem la shopping? Ah, stai puțin! Îmi sună telefonul! Unde e? Trebuie să fie pe aici, pe undeva! Oh, am prea mulți bani peste tot! Unde mi-e telefonul? Domnișoară! Domnișoară! Uitați telefonul aici! Cum adică avem o problemă? Și? Cum ai încercat să o rezolvi? Da, povestește-mi tot! Majordom, du-o la shopping, te rog! Poate să-și cumpere tot ce vrea! Wow! Magazinul ăsta e uimitor! E plin de lucruri frumoase! Oh, ce pufoasă e haina asta! Și ce strălucitoare sunt astea! Cristale! Îmi plac mult cristalele, strălucesc atât de frumos! Wow! Mereu mi-au plăcut sfeșnicele! Și ce frumoasă e rama de la oglinda asta! O jucărie popit în formă de dinozaur! N-am mai văzut așa ceva! Ce mult îmi place! Are dreptate? Chiar că e pufoasă? Bună ziua! Da, aș vrea să cumpăr asta, vă rog! Ia să vedem, o să am nevoie de niște bani! Cred că ăștia ajung, nu? Ce bine! Mulțumesc foarte mult! Să nu uit de cristale și nici de ăsta de sus! Și evident, nici de aur! Ah, corect! Oglinda cu ramă frumoasă foc! Și sfeșnicele! Bună ziua! Am mai cumpărat și astea! Fiu, ce multe sunt! Stai să deschid servieta asta! Așa, cred că ăștia ajung! Stai puțin! I-a plăcut și de tine, nu-i așa? Da, așa e! Hei, uite ce-am cumpărat de la magazin! Oh, jucărie popit simpatică, ce frumos! Bună ziua, sper că ați lămurit situația despre care vorbeați la telefon! V-am adus haina de blană care v-a plăcut! Ah, wow! Am uitat cât de pufoasă e! Oh, ce oglindă drăguță! Îmi place! Asta e oglinda de la magazin! Și v-am adus și restul cumpărăturilor! Poftim? Nu, n-am cumpărat astea! Ăla e cumva terminalul POS? Nu cred! Ai cumpărat și vânzătorul de la magazin? Așa! Da, ia un loc fix în mijloc! Nu sunt sigur ce caut eu aici! Stai puțin! Au murit deja căștile astea? Of, ce tristețe! Alo, niște căști noi, te rog! Noul model cu diamante încrustate, domnișoară! Wow! Uite ce frumoase sunt! Wow! Cu un sunet foarte realist! Wow! Bună mișcare! Ok, asta-i tot atunci! Am prins două bilete la filmul ăla nou!
Dar începe în 10 minute. Nicio problemă. Aștept aici. De la alesul ținutei perfecte până la făcutul părului, pregătitul durează mai mult de câteva minute. Aproape gata, Bella? Aș fi putut sta deja pe locul meu. A trecut un singur minut? Aș putea să-mi aranjez și eu părul. Wow! E un diamant real? Cum o fi să porți așa ceva? Ia uite ce strălucitor! E Kevin sau Kevina? Vai, e oribil! Ce aventură! Ce? S-a blocat! Ok, nu te panica! Ăla e ulei? Ar trebui să iasă imediat! Dacă ai ață, toarnă niște ulei pe ea! Apoi trage ața de pe papiotă! Acum bagă ața pe sub inel cu o scobitoare! Înfășoară unul din capete pe tot degetul tău! Cu celălalt capăt care e sub inel, începe să desfășori ața în sus! Inelul o va urma! Și voilà! A fost cât pe ce! Uitasem de prosop! Mergem? Ești în fața camerelor, dragă! Nu mai fi așa stângace! Fă-le cu mâna fanilor mei! Hei, ce distractiv e! Mereu înnebunesc când îmi dau părul pe spate! E o mișcare clasică! Pare ușor! O să încerc și eu! Au, mă doare gâtul! Un autograf? Ok! Îmi iubesc absolut toți fanii! Și eu ce fac? Stau aici așa? Hei, ai grijă! Poftim! Sper că-l vei prețui toată viața! Hai să mergem, scumpo! Trebuie să merg la baie! Da, noul meu film! E pur și simplu minunat! E apreciat de critici! Ea e fiica mea! O poți ignora și eu fac la fel! Au! Wow! Un hamster! Ce pufos e! Eu l-am văzut prima! E atât de special să fii mamă! Pardon! Pa, domnule hamster! E mai de preț decât orice premiu! Treci încoace! Sper să mai văd și alte animale pufoase! Ce de lumini! Mă dor ochii! Încearcă să pară elegantă! Așa e bine? Perfect! Stau cum trebuie, mama? Cred că am făcut alegerea greșită! Mai bine plec! Ce faci aici? Ți-e foame? Cred că am ceva de mâncare! Câinii n-ar trebui să mănânce bomboane mentolate, scuze! Stai aici, mă întorc imediat! Fac asta de dragul cățelului! Ia să vedem! O nouă zi în care cheltui bani! Ce adorabil ești! Stai, am ceva bun în poșetă! Uite ce am eu aici! Nu găsesc nimic aici! Ignoră pe fata din gunoicuțu! Hei, eu l-am văzut prima! Vine cu mine! Avem o legătură! Nu cred, e al meu! Merită tot ce mai bun în viață! Vezi, acum pare fericit! Lasă-l jos! Ce se întâmplă? Ce e asta? Încep eu! Paste! Ușor, mă descurc! Am nevoie de asta! Mănânc paste în fiecare vară la vila din Italia! Trebuie puse într-o oală, nu? Cred că sunt suficiente! Și acum trebuie să aștept! E bine să ai timp pentru tine! A ce miroase? Nu! Pastele mele! N-a mers cum credeam! Dar tot sunt gătite! Chiar dacă sunt cam tari! Prefăte că n-ai văzut nimic! E rândul meu! Wow! Un pui crud? Ce-aș putea face cu așa ceva? Stai! Știu!
Hei, ăsta e pentru tine! Pisica asta e cel mai bun șef din lume! Ah, trebuie să masez carne mai întâi și eu aș avea nevoie de un masaj. Apoi trebuie să ungi pielea cu unt topit. Adaugă câteva condimente, apoi pune-l la rotisor. Wow, arată extraordinar! Poftim? Ce-s astea? Trebuia să mă ajut să-l gătesc. Trebuie să dau un telefon. Mami, am nevoie de ajutor. Sper să funcționeze. Am venit și ți-am făcut un pui delicios. Dă-mi un pupic. Mama! Ce jenant! Ah, iau astea. Sunt mai bune decât niște paste arse. Asta e pentru tine. Te iubesc, scumpă. Arată perfect! Vezi? N-ai nevoie de un șef cu pretenții. Clar o să câștigi runda asta. Păi, ia să vedem. Câtă tensiune! Da! Nu sunt deloc surprinsă. Am plictisit și popitul ăsta nu mă ajută prea mult. Am primit un SMS. Să vedem despre ce este vorba. Da, fix de asta aveam nevoie. O petrecere. Abia aștept. Ok, cu ce să mă îmbrac? Știu! Cumpărăm rochile astea, te rog! Am nevoie de toate! Poftiți, domnișoară, v-am adus selecția dorită! Cum vi se pare acest kimono albastru? Poate vă încântă rochia asta? Of, nu știi deloc ce-mi place! Pleacă! Nu mai am nevoie de serviciile tale! Of, acum ce mă fac? Jucăria asta, popit, o să mă ajute să mă calmez! Jucăria asta... Of, nu-i nimic bun la TV. Oh, ce să știa? Oh, doamne, trebuie să-i am. Îi vezi pe ea? Am nevoie de ei. Ce mai aștepți? Chiar acum? Ha? Cine ești? Ah, bine, ia-i te rog. Poftim, domnișoară. Da, îi iubesc așa de mult. În gunoi cu tine! Hă? Stai puțin! Oh, nu se poate! Nu-mi vine să cred! Uită-te la ei! Sunt frumoși! Nici gând! Îi vrei? Trebuie să plătești! Of, bine! Am chestia asta! Ajunge? Grăzav, mersi! Da! Stai! Ce-i acolo în vârf? Nici o problemă! Pot să repar asta? Să vedem! Unde e? Ah, uite carioca de care am nevoie! E timpul să repar zgrietura! Iese grozav! Wow! Arată ca noi! Nu pot să cred ce noroc am avut cu pantofii ăștia! Și apoi a și picat testul! Nu cred! De unde ai luat pe ea? Ce? Ești bogat acum sau ce? Ah, trebuie să-mi odihnesc picioarele, nițel. Și să ajustez baretele astea. Ha? Ce face ea acolo? Nu înțeleg, e așa ciudată. Hai să plecăm de aici. Ce naiba? Unde se duc? Vrei să le ridicăm împreună? Ah, nu e nimic pe farfuria mea. Nu pare ok. Nu e dedesubt? Costarea mea trebuie să fie pe undeva. Of! Poftim? Nu știu ce să-ți spun. Pot să fac două de astea? Gândește! Haide! Ajunge! Știu! Mai întâi scoate tot iaurtul. Poți să folosești un mic bol pentru asta? Apoi toarnă sucul tău preferat. Cu cât mai fructat, cu atât mai bine. Amestecă-l ca să arate așa. Acum ai mai multe culori. Pune-le în straturi înapoi în borcanelul de iaurt. Perfect! Până sus! Apoi congelează-l cu un bețișor de înghețată. Acum ai obținut o gustare congelată. Isteață treabă, nu-i așa? Cred că da, dar pot să fac și eu o gustare. Ar trebui să ajungă, nu-i așa? Ce e? E un cornet, vezi? E un pic mai scump decât înghețata ta.
Știu ce pot să pun în el! Cine nu adoră o gustare înghețată? Știi la ce fel de gheață mă refer? Simt că nu arată delicios! O să o aleg pe Lizzie! Ia să vedem cu ce avem de-a face! Uită-te la păpușa mea, mami! E drăguță, draga mea! M-am plictisit acum! O să mă joc cu ursulețul ăsta, în schimb! Of, m-am săturat și de el! Vrum, vrum! Oh, vreau jucării noi! Ce se întâmplă? Șt, mami urăște zgomotele! Nu ai un buton de oprire sau ceva de genul? Bine, ia cheile de la mașină! E ok, du-te! Mă gândeam eu că o să meargă! O să fie atât de distractiv! Wow! E atât de lucioasă! Și e doar a mea! Nici măcar nu am carnet! Puneți-vă centura, o să mergem cu viteză! Siguranța contează! Să o facem! Vroom! Wow! Sunt cea mai bună șoferiță din lume! Titit! Dați-vă din calea mea! Titit! Wow! Bună! Ia uite ce mașină am eu! E uimitoare! Ești ok, scumpo? Ah, ok! Am înțeles! Ce mașină elegantă! Aș fi vrut să am o astfel de mașină! De-aș fi putut face ceva! Ha? Ce-i aia? E o mașinuță de jucărie? Cred că e ziua mea norocoasă! Pot să-i dau lui Annie! Dar trebuie să o conducă pe undeva! Știu ce să fac! Pune un tricou alb pe o suprafață plană! Folosește o carioca neagră ca să desenezi o linie curbată! Fă asta pe tot tricoul! Desenează o a doua linie creând un drum! Acum desenează marcajele de pe drum! După aceea începe să colorezi drumul! Vei să ocolești marcajele de pe drum? După ce ai terminat, ar trebui să obții așa ceva! E timpul să pornești motorul! Hei, Annie! Am ceva pentru tine! Dar asta nu e tot! Wow! Un drum! E uimitor! Vrum, vrum! E ca un mic masaj! E grozav, mamă! Asta e cea mai rapidă mașină din lume! Ia uite! Huh? Ups! E ok, scumpo! E doar o mică durere de spate! În sfârșit am terminat! Stai așa, nu te grăbi! De ce? Ah, corect! Abia am făcut curat în cameră! Ce lume crudă! Scuze, o să merg rapid! Hai, mai repede! Ai adus acasă tot nisipul de pe plajă? Mi-am cerut scuze deja! Serios? Gata! Treci la duș! Hei, ai grijă? Ok, ok, mă duc! Wow, Claire e super pasionată de podelele curate! Hm? De ce nu curge apă? Hai odată! Ce mă fac? Oare pot folosi ceva de pe aici? Pudră de talc! Ar putea fi ce trebuie! O să-mi dau cu pudră pe picioare și o să mă frec! Cade tot nisipul? Funcționează! Acum și celălalt picior! Ce bine că mi-a venit ideea asta! Dacă nu pot face duș, asta e varianta cea mai bună! Data viitoare trebuie să o iau cu mine la plajă! Am scăpat de tot nisipul! E curat! Din nou! Ghici ce? Stai să te analizez puțin! Am scăpat de tot nisipul? Super! Nu curgea apa, dar am avut o idee genială! Oh, nu! A fost un accident, jur! Podeaua mea! Podeaua mea curată în lună! O să ai nevoie de asta! Am înțeles! Scuze! Wow! Ce de pantofi! E extraordinar, nu-i așa? Cu ce să începem? Pălăria asta arată bine! Îmi stă bine cu ea? Ba nu, nu-ți stă bine! Oh, credeam că mă face să par misterioasă! Ok, hai să facem shopping! Ăștia arată bine! Ăștia? Hmm. Ia asta! Asta e chiar drăguță! Trebuie să cumpărăm! Oh, îmi place asta! O să cumpărăm! Nu mai pot căra și altceva! Am nevoie de niște cizme!
Nu. Modelul ăsta se purta sezonul trecut. Ce avem noi aici? Interesant! O să le cumpăr. Hai, n-am terminat încă. Magazinul ăsta pare cam scump. Atât costă o poșetă? Wow! Ce e asta? Ce culoare frumoasă! Ăsta de unde a apărut? Cred că trebuie să purtăm o discuție. Mă bucur să vă revăd! Asta-i tot? Nu, le cumpăr pe toate! Toate? Serios? Excelent! Le punem pungi? Nu vreau să le car pe toate! Ce grele sunt! Mulțumesc! Au! Cred că a durut-o. Ia să o ajut! Mulțumesc! Ce frumos! Par atât de fericiți! Asta e tot ce mi-am dorit! Mi-am jurat că nu o să plâng! Bună, draga mea! Ți-am luat niște cadouri! Ia-le de aici! Înțeleg! Trebuie să pot face ceva, sunt bogat! Wow, ce public mare! Ok, totul depinde de asta! Deja nu-mi place de ea! O să fie groaznic! Of, luminile alea sunt cam intense! Încep! 1, 2 și 1, 2, 3 și... Nu, vreau iahtul pe auriu și avionul pe roșu! Au! Poate că n-au observat! Urechile mele! Mă deranjează chestia asta! Te sun eu înapoi! E perfectă! Poate că ar trebui să învăț pe bune să cânt la tobe! Nu mai aruncați cu obiecte grele! Chiar doare! Oh, nu! Trebuie să o salvez! Terminați! Nu vedeți că biata copil a trecut prin multe? Sunt atât de singură! Nici toate diamantele din lume nu pot îmbunătăți situația asta! Intră! E ok! Să nu-ți fie teamă! Deci, asta e casa noastră! Scumpo! Uite, ți-am adus pe cineva! E minunată! Mă poți ajuta cu asta? Așa da! Auriul e o culoare atât de drăguță! O să ne scoată bogăția în evidență! Wow! Arăt ca o prințesă! Ești superbă! Familia noastră e completă! E cineva acolo? Probabil că nu. Nu, sigur e ceva acolo. Nu are cum să fie moșul, așa-i? Nu, nu-ți fie teamă. Încetişor, fii ca un ninja. Cine-i ăla? Și de ce cânt atât de prost? Trebuie să fac ceva. Gândește, lovește rapid, lovește iute, fără milă. Te-ai antrenat pentru așa ceva? Nu mă răni! Ce noapte minunată! Știu! Vai de mine! Mamă, tată, un bătrân dubios a pătruns în casă, dar l-am prins. Stați liniștit, sunt bine. Se pare că sunt o eroină. Ajutor! Simt ca leșin. Iubito? Aproape că am prins-o. Unde să pun acum? Am câștigat, iar! Bună, scumpo! Ce mai faci? Bună, tati! Sunt ok! Bravo, fetița mea! Un pix și o foaie? Nu în casa asta! E pentru tine! Un alt set de realitate virtuală! Ce noroc pe mine! Vai, uită-te la ea! Ce repede cresc! Ia să vedem ce mai fac acțiunile mele! Wow! Ia-o pasta! Și pasta! Ha! L-am prins! Se distrează! Ai grijă! A fost cât pe ce! Unde ești? Vino înapoi! Nu! Oprește-te! Nu faci asta! Ăsta e o capodoperă! Ăsta e din secolul al XVII-lea! Te rog, oprește-te! Am prins-o! A fost uimitor! Pare atât de real!
Nu o să-ți mai dau niciodată drumul! Ce s-a întâmplat aici? Se pare că m-am lăsat portată de val. Dar te-ai distrat! Nimic nu se compară cu ceva clasic. E atât de liniștitor. Simt muzica. E timpul pentru un solo? Oh, da! Nu trebuie să mă aplaudați. Ah, bine atunci. Sunt atât de relaxat. Zgomotul ăla? Woo! Rock! Hai să cântăm, tată! Dar nu e Mozart? Tată, de ce nu cânți cu mine? Știi, nu e chiar așa de rău. De fapt, îmi place. Da, sunteți gata? Aș fi o vedetă. Ești ok? Woohoo! Bine, tată, da! Woohoo! Babacul tău nu e așa de nasol, nu? Ești cel mai tare! Dar, mama, mă plictisesc la cumpărături. Ei, na, ia să vedem. Astea par potrivite pentru băiat serios ca tine. Jared, probează astea. Ok, mami. Du-te. Ești sigură? Bine. Cum arăt? Ce frumușel ești! Trebuie să-i trimit o poză bunicii. Știi ce? Mă simt chiar bine. Chiar îmi place ținuta asta, mamă. Ce părere ai? Așa, așa, așa. Astea sunt super! Astea sunt mai pe stilul meu! Dacă spui tu... Tii, căluțule! Nu! Te rog, te rog frumos! Adaugă-le peste celelalte! Tii! Îmi place să cumpăr haine, de fapt! Mersi, mami, ești cea mai tare! Oh, mersi! Am cheltuit atât de mulți bani! Trebuie să mă scol! Ce bine am dormit! Trebuie să mă pregătesc! De unde a apărut gaura asta? Nu e bine deloc! Cu ce altceva mă pot îmbrăca? O fustă? Unde sunt hainele mele? Mamă! Ce de dulciuri! Mamă, am tricoul găurit! Mama! Scuze, dar sunt foarte bune! Poate te pot ajuta cumva? Punga-i goală! Am încercat! Stai puțin, am o soluție! Cum ai făcut asta? Stai! Ce bine arăți! În lipsă de altceva? Așa te vreau! Vrei niște chipsuri? Arăți super! Arăți extraordinar! Cred că m-am îndrăgostit! O să iasă un sandwich delicios din tine! Te super dacă te mușc puțin! Ah, scuze, domnule rechin! Mi s-a făcut foame! Am nevoie de o gustare! O să dau iama în frigider! Sper să găsesc ceva delicios! Șt! O să fie genial! Știu că n-ar trebui, dar nu pot să dorm! Wow! Oare visez? Arată extraordinar! Sunt toate gustările mele preferate! Surpriză! Hai, ia ce vrei! Mersi, mamă! Wow! Hai, poftă bună! Ai nevoie de calorii, ești în creștere? Nu pot să dorm! Ah, ce nervant e! N-are rost! Am încercat să nu mă roi, dar mi-e prea foame! Trebuie să mănânc ceva! Șt! Nu trebuie să o trezesc pe mama! Cât e ceasul? Un hoț! Nu cred așa ceva! La atac! Ai ales casa greșită, amice! O să te învăț eu minte! Mamă! Liam? Stai să te învelesc! Mersi! Somnășor! Mamă, scoate-mă de aici! De fapt, e chiar confortabil!
mi s-a făcut somn. Suntem gata de petrecere! Primul meu invitat! Stai, deschide ușa! Abia aștept! Stai puțin, ești pe lista invitaților? Și așa ai venit îmbrăcat? Care-i problema cu hainele astea? Nu poți intra îmbrăcat așa! Acum e mai bine! Era să uit! Ia astea! Pot intra! Am standardele mele! O să fie distractiv! Bună, Liam! Wow! Toate astea-s pentru mine? Mersi, mami! Te iubesc! Și eu te iubesc! M-am emoționat! O să-mi deschid cadourile! Încetişor! La mulți ani! Mamă! Trezirea e ziua ta! Ia de aici! Oh, mama, nu trebuia! Wow, ce tare! Mulțumesc! E cadoul perfect! Și mi-ai luat și o felicitare! Poftim? Sunt adoptat? Ha, ce față ai făcut! O să postez clipul ăsta! Ok, dăm cutia înapoi! Pa, pa! Nu vine să cred! Trebuia să fi știut! Mereu face faze din astea! Alege orice vrei! Cât de palpitant! Uite ce fericită e! Oh, le vreau pe astea! Dacă le vrei cu adevărat, bine! Și pe astea! Am văzut altele mai reușite, dar le vom lua! Împachetează-le! Și pe ăsta! Să nu uităm de aur! Cred că astea sunt toate, tati! Pot să iau și unicornul? Dar e ieftin! Dar pentru tine orice! Da! Un strop de culoare! Oh, da! Asta e cea mai bună operă a mea de până acum! Wow, ce pictură frumoasă! Poftim! Par reale! Aproape am terminat! Nu te supăra! Nu vezi că eu creez aici? Fetiței mele îi place munca ta, aș vrea să te angajez. Te pot plăti bine, evident. Te ascult. Ești talentată, ador muzica asta. Cântăreață în dificultate. Unde ai nevoie de mine? Oh, wow! O mică surpriză pentru fetița mea. Serios? Bun venit acasă! O să pictez pentru tine zilnic! Iar eu o să-ți cânt o serenadă oricât vrei! E uimitor! Wow! Nu vă plătesc să stați degeaba, faceți ceva! Să începem! Ce să mănânc? Chestia asta pute! Cine ar mânca așa ceva? Trebuie să scap de ea! Locul ei e în gunoi! O să vomit! Curăț, curăț, curăț! Nu! Oprește-te! Nu pot să cred că aproape ai rugat-o! E o delicatesă! Cea mai bună brânză cu mucegai din lume! Atât de cremoasă, dar cu un gust înțepător! Este divină! Ai gusturi dubioase, dar e ok! Uite ce-am pregătit! E ceva rafinat, nu-i așa? Gustă! Dar este... Domnule, brânza! Aproape că a avut loc un dezastru! Ha-ha! Înțeleg ce s-a întâmplat! Doar o mică neînțelegere! Habar n-am ce se întâmplă, dar toți râd! Adică, copiii mei au avut un unicorn adevărat la petrecerea de ziua mea? La mulți ani! Ah, grozav! Minunat! Mă bucur să vă văd! Unde sunt toți prietenii mei? Salutare, doamnelor! Ador diamantele tale! Deci, măslinele sunt din Italia și carnea din Spania! Credeam că petrecerile sunt distractive! Pentru mine? Scumpo, ce s-a întâmplat? Dragule, fă ceva! Bună, tati! Tati vine acum! Am o idee! Wow!
poftă mare! Pa, pa! Ăștia miros genial! E tot ce-mi doream de ziua mea! Are un gust delicios! Mersi mult! Primul nostru portret de familie! Vreau să văd zâmbete largi, dar naturale! Arătați bine! Cum e așa? Poate poziția asta? Hei, am o idee! Ce faceți? Ok, îmi place! Stai puțin! Nu e mai bine? Ador treaba asta! E perfect! Camera foto vă iubește! Zâmbiți! Dă-mi un H, dă-mi un E și un I! Ce iese? Hei, ai grijă cu pompoanele alea! Care-i problema ei? Se crede așa de șmecheră, ha? Arată-mi ce poți! Oh, pa! Fetelor, cred că aveți nevoie de o pauză! Și norocul vostru e că a venit prințul! Dar nu înainte de o mică provocare! Poftim? Da, acum stați în formație! Wow! Cum te-am ajuns aici? Wow! Stai! Lasă-mă pe mine prima, te rog! Bine, fă ce vrei! Super! Ta-da! Wow! Astea sunt fursecuri? Dar parcă am simple! Hei, oare aș putea folosi zahărul ăla pudră? El mereu îndulcește lucrurile! Am nevoie de un pic de ajutor aici! Dormi în continuare, bunică! O să împrumut chestia asta, nițel! Am fost șireată! Ar trebui să meargă de minune! Nu pot să presar zahăr la nimereală! Trucul ăsta merge mereu! Vrei să vezi? Nu-i așa că sunt frumoase? Super! Și ce dacă? Pot să fac și eu asta, să știi? Nu sunt fursecuri? Of, un pic de ajutor, te rog! Oh, ia uite ce de popituri! Nu ăla! Pe care să-l aleg? Aha! Dar tot mai am nevoie de un pic de ajutor! Acum se petrece magia! Și avem bombonele, oameni buni! Uitați ce de culori! Sunt efectiv uimitoare! Wow! Bravo, Lexi! Da! Nu subestima niciodată niște bombonele!